Nu toți oamenii de pe pământ au un scop. Acum nu vreau să fiu răutăcios. Cei care au creat pământul și această realitate 3D au adus din diferite părți din galaxii, din universuri, pus sub formă corpul uman, ca și analogie sunt acele figuranți din film, ca să umple scena. Imaginează-ți dacă doar tu trăiai pe pământul ăsta, erai doar tu, păi era prea plictisitor. Ce făceai aici? Din acest motiv, ei rămân doar la 3D și nu evoluează. Deci ei trăiesc ca să muncească. Ei nu trăiesc ca să bucure de viață. Ei nu trăiesc ca să evolueze. Ei nu trăiesc ca să devină cea bună varianta lor. Ei dar muncesc, fac bani, cumpără și cam atât. Și după aia când mor, tragem o linie, cam atât. Și noi chiar trebuie să le mulțumim că astfel de persoane sunt pe pământ. Datorită ei se creează această realitate 3D. Dacă nu erau, cine producea sau cine făcea multe chestii care poate noi nu alegeam să le facem. Asta este misiunea lor și noi respectăm. O persoană la locul de muncă care cam încearcă să-mi bage bețe în roate și cred că scopul ei e să-mi scadă mie vibrațiile. Ideea este că cei care doar au rolul ăsta mic de a fi acel figurant de film, acei roboței care doar vin, trăiesc fără să gândească care este scopul înalt, pentru ce trăiesc aici, care este menirea mea, care este misiunea mea, pentru ce sunt aici. Deci ei trăiesc ca să muncească. Ei nu trăiesc ca să bucure de viață, ei nu trăiesc ca să evolueze, ei nu trăiesc ca să devină cea bună varianta lor. Și nu trebuie să ne supărăm pe ei de ce sunt așa, că e alegerea făcută de ei, dar astfel de soldați sunt împreșat în toate universurile, în toate planetele, în toate galaxiile sunt. Ei merg acolo, doar fac anumite task-uri, anumite lucruri de făcut, asta este ce au de făcut și atât. Nu poți să aștepți de la ei un soldat să facă ceea ce face un comandant, chiar e foarte bine că există. Entități extraterestri, ghizii spiritual, acești suflete voluntare care au venit în corpul uman, cei bunăvoitoare, cei care lucrează cu lumină și iubire, ei sunt doar ghizi și te ghidează, se evoluezi, să te trezești, să ridici vibrația ta. Te susține, te sprijină și te începi să reamintești cine ești tu cu adevărat și să mergi tu mai departe. Acei oameni, acei entități, acei terapeuți, acei psihologi, acei prieteni, parteneri, iubiți, oameni, orice entitate, ghid spiritual, entități din alte dimensiuni care bagă în mine, bagă în tine frica, nu fă ăla, nu fă ăla, nu fă asta, fă asta, fă ăla. Deci niciun ghid spiritual, indiferent din ce formă și vibrație este, nu are dreptul să alege pentru mine. Atunci când cineva a ales pentru mine și mi-a spus mie ce să fac și ce să nu fac, și am experimentat. Eu am fost la terapeuți care am văzut, oh, hello, totuși eu știu despre ce e vorba. Recomandam este să fugi de acolo.